Gemurile și compoturile făcute din ingrediente naturale fără aditivi sunt un desert delicios, dar și sănătos. Sunt bogate în vitamine și sunt o excelentă sursă de energie. Urmează așadar Sănătate cu Stil, rubrica realizată și prezentată de colega noastră, Luciana Intre. Vă este poftă de ceva dulce? O linguriță de gem sau un compot de fructe este alegerea ideală dacă țineți la sănătatea dumneavoastră. Preparate din fructe, fără aditivi și arome artificiale, aceste bunătăți sunt adevărate surse de energie și vitalitate. Bogate în elemente nutritive și vitamine, acestea au numeroase proprietăți vindecătoare, dar numai dacă sunt consumate cu moderație. Mulți oameni preferă să consume gem, dulceață sau compot la micul dejun pentru că au un gust minunat. Dar v-ați gândit vreodată că există o mulțime de beneficii pe care le au aceste preparate asupra corpului nostru? Toate sunt făcute din fructe, sunt dulci, ne revitalizează și ne domolesc pofta de ceva dulce, plus că sunt alimente sănătoase. Asta, bineînțeles, dacă alegem să le pregătim acasă fără aditivi și arome artificiale și astfel își păstrează intacte proprietățile benefice. Fructele conțin în mod natural puține grăsimi, sodiu și calorii. Nu conțin colesterol și sunt o sursă importantă de substanțe nutritive vitale, inclusiv fibre dietetice, vitamina C, acid folic și potasiu. Iată deci câte avantaje pentru a consuma o cană de compot sau câteva lingurițe de gem dimineața la micul dejun. Acest complex de elemente nutritive ajută organismul să reziste mai bine la stres și efort, reduce riscul de accident vascular cerebral sau atac de cor, protejează rinichii și scade colesterolul rău. Totodată contribuie la stabilizarea, atingerea și menținerea unei greutăți corporale optime, dar asta cu condiția să nu consumați mai mult de o cană de compot pe zi sau câteva lingurițe de dulceață, deoarece aportul de zahăr este unul semnificativ. Secretul pentru a ne bucura pe deplin de vitaminele și mineralele din gemuri și compoturi este modul de preparare. Întrucât prin fierbere fructele își pierd vitaminele, este bine să le punem la fiert în apă clocotită, deci să le opărim și să nu le ținem mult pe foc. Pentru fructele fără aciditate, se poate adăuga în sirop o lingură de zeamă de lămâie sau un gram de sare de lămâie dizolvată. Se pot folosi atât fructe decojite, dar țineți cont de faptul că bogăția de elemente nutritive se află în coajă. De aceea, sfatul gospodinelor este să păstrați cât mai mult din fructul natural, inclusiv sâmburii. Orice fruct poate fi conservat în compoturi fără să se adauge zahăr, ci numai apă fierbinte sau suc din aceleași fructe. Totuși, compoturile sunt băuturi destul de concentrate, iar atunci când le consumăm, putem să mai adăugăm puțină apă după gust.